Alex Micaeli, haideți pe canapea. Haideți pe jos, pe lângă noi. Voices Media, mi s-a părut mie că aud o inflexiune de la Andrei. Ah! Bună dimineața! Neața! Ce neața, mai neața. Faceți? Vine, vine, măi vecine, iar venirăm pe la tine. Se simte un pic, în piesă se simte inflexiunea asta. Tali, tali, nu? Foarte puțin. Cum? Foarte puțin, foarte puțin. Da, ăsta ce e, Banatul Montan sau Băratul de Câmpie? De Bucovăț, Bucovăț. De la Bucovăț? De la Bucovăț, de lângă Cimișoara. Tu ești de la Bucovăț? De lângă Cimișoara. Știu, dar cum? Păi, dar n-am, păi... Te invit pe la mine, la un grătar, vara. Du-te, mă, că acolo ultima dată când a fost un grătar, s-a ars fabrica aia de mobilă de pe dreapta. De la Remetea. De la Remetea, de la Remetea mare. Da. Ce? Vorbim. Tu ești timișorean, nu? Nu, mă, să Reșițean, dar... Reșițean, dar știi acolo. Nevastă mea timișoreancă. Păi și știu toată. Cum? Știi, cum păi și n-am făcut naveta la Lugoș cu un an... Am câștigat premiul la 9 ani în Reșița, premiul întâi. La ce? Reșița. Cu muzică bisericească. Nu știi, eu știi cum am pornit cu muzica? La 6 ani cântam în biserică, în strană, cu bunica mea. Plângeau babele. La Mir, când venea Miru... Începea ăla de după, nu-l vedea de după strană, știi? Și cânta. În grădina cu măslin, seara după... Ce? Toate babele. Maică! Maică, țucă-l baba, țucă-l baba. Erai preferatul enoriașilor. Deci ce, era și concurs de muzică bisericească? Nu, era concurs de muzică și mă duceam cu piesele de la biserică, că altele nu știam. Altele nu știam. Alții mergeau cu populară, cu taraf în spate, cu... Nu, eu mă duceam ca Joarda pe scenă. Săteam ca Joarda pe scenă. Joarda e, da. Începea vocea să tremure, o lua așa, știi, voce de 9 ani, 10 ani, copil mic, îți dai seama, da? Cristalină, știi? Ca o apă cristalină. Publicul era așa. Mai că plângea, știi, la... E bine că ai trecut peste, da. Ai trecut peste. Înțeleg că tu n-ai cântat muzică bisericească. Nu, nu, n-am făcut performanța asta incredibilă al lui Alex. Dar niciodată nu e târziu, nu? Vreau gospel din ala. Gospel, eu i-am zis. Gospel vreau. E pătrâi gospel, văd. Da, să cânti gospel la Berexău mare acolo. Da. La Iecea, la Iecea. Da, exact. O să-și deschidă corul de gospel. Cu răchia cum stai? Faci răchie? La bunicul, bunica mea și bunica mea. Și bunica ta face? Și pălincă, și răchie, și din astea de acolo, nu? Și răchie. Ce prăjitură preferați voi de asta din Banat? Care vă place? Nu știu dacă e din Banat. Nu e din Banat, crempită, da, crempită, nu? Da, crempită. Hai, vezi, mă, crempită, zicem, nu zicem crem, știi. Negrese aveți? Cum? Negrese aveți? Mie îmi plac negrese. Cum? Mie îmi plac negresele. Da? Stai liniștit că nu se bagă nimeni peste voi. Folclor, folclor. Zi de piesa asta, cum e? Bine. Voices Media, cine? Zi. Voices Media. Voices. La Timișoara, acolo. Da, mă, cu Bogdan Andrei. Toma, cu frumos, așa, nu? Așa, și? Cine mai e? În gașcă. Zi, tot de piesă, laudă-te, 30 de secunde. Deci, bun, ce vrei să știi? Zi, de bună. Băi, momentan, Voices Media înseamnă Bogdan Toma, Alex Mica, Eli. Așa. Facem și altfel de producții. Așa. Cum ar fi fost Oana Radu, piesa Tu, de anul trecut. Da. Și cam atât. Momentan îmi deschis studio, deci casă repede, ca să zic, îmi fac acolo? Studio acolo, nu? La mine acasă. E mai bine frumos, acolo? Lejer, nu, eu, în studio mă bag. Pe miriște. Nu. Păi îți las. Și în câmp deschis, nu? Frumos, îmi fac o cocioabă acolo în câmp, stau lejer cu oile pe lângă mine, mă duc, le pas. Dar ce e, mă, cu voi că venit George Hora săptămâna trecută și el tot acolo, nu vrea să vină încoa. Adică tot dar acolo. Dar contează, frate, vestul rupe țestul. Cum? Vestul rupe țestul. Țestul e... Aici, în cap, nu, am înțeles, țestul da. E aici, la cap, nu? Da. Ză da. Temelie vestul. Am înțeles, deci vreți să rămâneți acolo, nu vreți să veniți. Nu mai vreau, am fost la Constanța 3 ani de zile, nu mai vreau. Dar și tu te-ai dus de acolo până la... M-am dus, nu, m-am dus ca să mă întorc. Deci ca să vedeți că n-am uitat de unde am plecat. M-am întors de unde am plecat, nu? Am înțeles, dar e mai bine așa, da? Foarte e ok bine. Acasă cu familia, nu? Ce ai pățit, mă? De la aerul, de vest, nu? No. Bine, dor de familie, dar na, mi-au zborul din nou ca porumbelul, știi? Te saturi să stai iar în colivie. Iar zbori, iar te întorci, iar... Am înțeles, ești de ăsta umblăreț? Voiajor. Sorin voiajorul. Cum se zice la noi acasă, umblă cabanul rău.
Să nu ne faci de mirul lumii. Bată ce soarele, că frumos mă e. Sucă-l buna pe el, da. Dar Dani, unde e? Asta a plecat, că i s-a făcut tortă acasă, s-a dus să ia niște... Turtă dulce. Niște turtă dulce, niște jumări, niște crempită. Facebook, ziceți repede. Eli, Eli oficial. Așa. Și tu? Alex Mica, profil personal și mai nou, numai din Alex Mica official neverificat, Alex Mica simplu verificat, știi? Și Voices Media. Deci bifat acolo, e mai simplu. Vezi o bulină rotundă cu bifat ca la... Da? Școală ca la examen, da? Ăla e, știi? E cu albastru sau cu 535.000 de like-uri. Da? Da, ăla e. Mutează de, repede. Flavia, dă-și mie telefonul și dau și lui ăsta un like. Puteți da un like? Pe o litră de răchie. Vila Timișoara, e pregătită. Deci, da, vorba e vorba. Dau telefonul, o pregătesc, cum? Auzi, dacă intru în Bucovăț, de cine întreb? De primărie, vis-a-vis de primărie casa mea. În centru, înainte de curbă. Vezi trei mașini în fața, aia roșie a mea. Solența aia lui taică-miu, știi? Nu renunță la căruță, încă n-a renunțat la căruță. A, uite bă, Gașca s-a trezit, ne vedem la Neața cu Răzvan și nu? Dani. Da mă, ăsta ești, gata, uite, îți dau un like. Na. Doamne, țucu ce mâncu ce. Și îți dau un telefon, bă, Răzvi, știi? Am chilul cu răchie, când vii după el? Ce ai? Chilul cu răchie. Da, mă, că la noi se zice chil. Da, băi, vă mulțumesc tare mult că ați venit și ați bătut atâta. Și noi te-am văzut, știi? Chiar mi-era dor de tine. Da, da, păi știi cum se zice, mai rănuți că e mai drăguț la noi, nu? Adică ne vedem și când avem lucruri de spus. Căutați pe Facebook. Marge, dorul marge, că eu să aici tu de parce. Astea-s pe loc, mă, știi? Eu nu-mi revin din asta cu cântecele bisericești. Deci încă, adică nu dar știu... Dar cântă ceva de la biserică de acolo. Dar n-am cântat. Mai cântă ceva, să știm și noi ceva mai deci popular. Deci vrei să o auzi în domeniul ăsta. Iisuse veșnic călător, prin lumea de păcate, tu bați străin și iubitor, la ușile încuiate. Și bănățană, și bisericească. Bravo, mă, băi, n-am știut asta. Like-ul e dat. Hai, aștept făcut. Chila de, chilul de răchie. Baftă multă copii. Canalul de YouTube care e? Canalul Voices de YouTube. Media. Și la mine, Cat Alex Mica Official TV. Te-ai făcut și televiziune. Nu, dar l-am. Dalinda a fost lansată pe canalul meu prima oară. Zău? Da. Da, Bucovăț TV. De acolo a crescut. Să-ți faci... dăm legătura la studioul din Răbetea Mare. La studioul din Izvin. Hai la cramele Recaș. Da, am auzit că a intrat DNA-ul pe acolo. Eu nu mă mai duc după. Sau știi unde putem? La kilometru 8. La kilometru 8, la Reșița. Unde stă lupul ascuns? La borcan. Dar e frumos acolo, frumos. Unde duceai fetele să le pupi? Și le lăsai acolo. Și le lăsai, pădure, cu lume. Dacă era șmeche, le lăsai acolo. Ia să vă duc eu să dau un telefon acasă, că m-am umplut de amintiri. Eli și Alex Mica, la Neața, aplaudați-i, găsiți-i pe unde sunt.